s-au aflat primele rezultate de la examenul de titularizare. În Caraș Severin, 102 candidați au luat note sub 5, 138 de candidați au luat note între 5 și 6,99, 110 candidați au luat între 7 și 9,99 și niciun candidat nu a obținut nota maximă. Reamintim că la nivelul județului Caraș-Severin au fost înscriși 516 candidați. Ei au susținut examenul la Colegiul Național Traian Lalescu, la Colegiul Tehnic și la Școala Gimnazială Mihai Peia, toate din Rășița. Candidații nemulțumiți pot depune astăzi contestații, iar rezultatele finale vor fi afișate pe data de 31 iulie. Ministerul Educației a lansat site-ul titularizare.edu.ro pentru mobilitatea personalului didactic de predare în anul școlar 2023-2024. Profesorii sau viitoarele cadre didactice pot consulta lista posturilor disponibile până în acest moment, dar și cele aflate în curs de actualizare, ca urmare a diverselor etape de mobilitate, respectiv transferuri, detașări, restrângeri de activitate sau alte situații specifice. Lista este grupată pe trei categorii. Posturi complete cu viabilitate de cel puțin 4 ani, titularizabile, cu ocupare pe perioadă nedeterminată, cu minimum nota 7 la examenul național de titularizare. Posturi complete cu viabilitate sub 4 ani, cu ocupare pe perioadă determinată. Și posturi incomplete sau fracțiuni de norme didactice pentru completările de posturi sau pentru atribuire în regim de plata cu ora. Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare, vacante, Publicate pentru angajare, pe perioade determinată sau nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele publice de repartizare, organizate de Inspectoratul Școlar, conform graficului postat pe site-ul Titularizarea este examenul de angajare pe o perioadă nedeterminată într-o școală. Pentru a se titulariza, deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată, profesorii trebuie să obțină minim nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor, deci pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minim nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecție.